scăderea pragului electoral la alegerile europarlamentare. De ce? Este un argument de bun simț. România anul viitor va avea 32 de mandate în Parlamentul European. Împărțind 100% la 32 de mandate, înseamnă că pentru a obține un mandat ar fi nevoie de 3,125% din voturi. Acum există un prag de 5%. Prag care ar face ca un partid care obține, să spunem, 3,125% sau 4% sau chiar 4,9% să nu obțină niciun mandat. Ceea ce este, din punctul nostru de vedere, este nedrept. Vom cere așadar, vom depune această inițiativă pentru ca pragul să fie redus la alegerile europarlamentare, să fie redus la acest număr minim, la acest procentaj minim necesar pentru un singur mandat. Tot referitor la alegerile locale sau parlamentare, noi considerăm în continuare că pragul este mult prea ridicat, de 5%. Și ar trebui scăzut, măcar la 3%. De ce? Pentru că discutăm, ne exprimăm nemulțumirea față de politica din România și față de politicieni. Și căutăm tot felul de soluții ca să avem o politică mai bună. Schimbăm sistemul electoral și vedem că am căzut din lac în puț. Avem un sistem monstruos care a generat un parlament hiperdimensionat. Dar suntem conștienți de maladiile de care suferim din punct de vedere politic, dar întârziem să luăm măsurile și să folosim pastilele și medicamentele simple